În această dimineață, în cadrul operațiunii Ziua Z, sub coordonarea structurii centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o amplă acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care s-a derulat concomitent pe teritoriul a 28 de județe, printre care și județul Salaj. În total, pe teritoriul țării, în cele 28 de județe, au fost efectuate un număr de 238 de percheziții domiciliare, ce vizează numai puțin de 227 de suspecți. Acțiunile concentrate ale procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, declanșate astăzi la nivel național, sunt rezultatul activităților investigative derulate în 20 de cauze penale instrumentate de către 14 structuri teritoriale ale DIICOT și structura centrală, ce vizează destructurarea mai multor grupări infracționale implicate în majoritatea formelor de criminalitate organizată ce intră în competența direcției, respectiv trafic de droguri de risc și de mare risc, trafic de persoane, criminalitate informatică, evaziune fiscală, contrabandă, precum și infracțiuni cu violență, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă de omor. Acțiunea este efectuată împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, inspectoratelor de poliție județene, luptătorii ai structurilor de intervenții și acțiuni speciale ale Poliției Române și structurile de intervenție speciale ale Jandarmeriei Române.